Manage by myself without any kind of training. Especially with that one. Seara, sunt locotenentul colonel Pascal Bogdan, sunt șeful biroului transporturi militare Brașov, care este subordonat centrului de coordonare a mișcării din Ministerul Apărării, din Comandamentul Logistic întrunit mai exact. What are you in charge of in the area? Pe întreaga perioada dislocării și redislocării echipamentelor și personalului militar care participă la exercițiul Noble Jump, împreună cu colegii de la forțele terestre și de la forțele aeriene, coordonăm activitatea de mișcare și transport aici pe aeroportul Sibiu, iar împreună cu colegii din biroul meu coordonăm activitatea de mișcare și transport pe calea ferată în stația Voila, ca stație de dizlocare pentru toate trenurile care vin în poligonul 5. What is the next step for you? The next step, redislocarea tuturor echipamentelor, coordonând această activitate împreună cu ofițerii de mișcare sau subofițerii de mișcare și transport de la națiunile care au trimis trupe pentru acest exercițiu. Is it difficult to cope with such deployments? Nu pot să spun că e dificil. Având o bună comunicare cu toți cei implicați în dislocare și redislocare, activitatea poate fi chiar ușoară și plăcută.